avem o nouă informație de ultimă oră. Au fost din nou bombardamente masive rusești la granița României. Kievul a respins zeci de drone de fabricație iraniană în Odessa, iar mai multe explozii au fost înregistrate din nou la Ren și Izmail. Deflagrațiile s-au auzit inclusiv în România. Nu este pentru prima dată când rușii atacă porturile de lângă țara noastră. Discutăm și noi despre acest subiect cu colonelul în rezervă Ion Petrescu. Bună dimineața, domnule Petrescu, vă mulțumesc pentru prezența la știri. Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu siguranță, întrebarea tuturor este dacă România are motive de îngrijorare și totodată v-aș întreba dacă putem vorbi de un atentat la securitatea alimentară în condițiile în care vedem aceste încercări ale Rusiei de a bloca exporturile de cereale prin aceste bombardamente în porturile de la Dunăre? Rusia au un obicei, de regulă când urmează o întrunire diplomatică importantă, fac demonstrații de forță, show of force, cum zic americanii. Ori se prefigurează întâlnirea dintre președintele Federației Rusiei, Vladimir Putin, și omologul turc, un context în care se va aborda și posibilitatea revenirii Rusiei la acordul privind transportul navelor cu cereale, atât navele din Rusia care ar pleca spre Africa, cât și navele din Ucraina care ar pleca către aceeași parte unde se află țări afectate de foamete și au nevoie de cerealele pe care cele două state le-ar putea asigura și le-au asigurat o vreme în baza acordului. În același timp, trebuie să semnalăm pentru o bună cântărire a evenimentelor că, într-adevăr, după săptămâni de aproape impas, care a stârnit îngrijorare în rândul susținătorilor Kievului, acum asistăm, așa cum a declarat președintele Zelenski, la realitatea că forțele ucrainene continuă să facă progrese în contraofensivă după săptămâni în care au bătut pasul pe loc. Din această perspectivă, sigur că e o nervozitate la statul major al armatei ruse și prin asemenea acte precum cele menționate de dumneavoastră se încearcă descurajarea înaintării militarilor ucrainieni. De fapt, cea mai puternică linie defensivă militară rusească din sudul Ucrainei a fost depășită de luptătorii armatei ucrainiene și geniștii ucrainieni au reușit să demineze porțiuni întregi de drumuri pe care înaintează atât vehiculele de luptă ale infanteriei ucrainiene, cât și blindatele. Deci rușii se află în dificultate. Doresc să iese din această presiune a forțelor ucrainene și prin bombardamentele menționate de dumneavoastră. Sigur că ele nu vor influența în sensul descurajării contraofensivei ucrainiene, ci mai degrabă arată un nivel de disperare la nivelul factorilor de decizie din armata rusă. E război și vom vedea ce va urma în perioada următoare, mai ales în weekend. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția.